Salut prieteni, bine v-am găsit pe tutorialevideo.info. Astăzi am să creez un tutorial video despre modemul de la Rom Telecom. Mulți dintre voi care au internet de la Rom Telecom au primit acele modemuri noi care au incorporate și rețeaua wireless. Eu astăzi am să vă arăt cum puteți să vă schimbați parola la wireless. După cum știți, parola momentană pentru rețeaua dumneavoastră wireless este scrisă pe spatele modemului. Este o parolă destul de complicată și uneori nici nu o ține minte. Deci ca să ne logăm pe routerul nostru sau pe modemul nostru, vom introduce în browser IP-ul 192.168.1.1. Acesta fiind IP-ul de la modemul nostru. Vom introduce userul și parola admin. Parola este generală la toate modemurile, după care vom merge la Basic, vom da click pe VLAN, WLAN, și după cum vedeți avem aici Wireless Setting. Puteți să bifați aici Enable VLAN și wireless-ul va fi dezactivat în cazul în care nu doriți să-l utilizați. Ok, după cum vedeți, modul 802.11b acesta rămâne așa pentru că majoritatea device-urilor care au wireless sau care încearcă să se conecteze folosesc acest modul. Țara rămâne România, restul toate rămân așa. Aici însă SSID treceți numere. Eu trec tutoriale video maximum number of accessing devices, câte aparaturi se poate conecta pe wireless la modemul dumneavoastră. Eu am 4, puteți să tastați 1 în cazul în care aveți doar dumneavoastră un smartphone și sunteți conectat tot timpul, astfel dacă cineva va află cumva parola, nu se va putea conecta atât timp cât dumneavoastră sunteți conectat deja cu smartphone-ul sau cu laptopul dumneavoastră. După care securitatea o lăsați WEP, Web Encryption rămâne pe Enable, aici bifați 64 de bits. Și pentru asta trebuie să introduceți o parolă din minim 6 caractere. Parola mea actuală este 27911. Haideți să introducem 01010101. Dăm click pe Submit. După cum vedeți, please enter. Trebuie să introduceți ori o parolă din 5, ori una din 10. Haideți să introducem o parolă din 5. 01010. După cum vedeți, noua parolă pentru wireless este 01010. După ce ați dat submit, parola s-a schimbat, iar puteți să încercați să vă conectați cu noua parolă la rețeaua dumneavoastră wireless. Bun, ne auzim în tutorialele viitoare. Dacă aveți întrebări, comentarii legate de tutorialele noastre video, vă rog frumos să ne lăsați comenturile. La revedere!